Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bună seara, bine ați venit la întâlnirea cu una din vocile pregnante ale literaturii listane actuale, scritorul Rui Zing, publicat începând cu 2008 în mod consecvent de editura Humanitas în binecunoscuta colecție Cartea de pe noptieră, coordonată de Ioana Bârgulescu și preluat din 2013 în colecția Raftul de Misei a editurii Humanitas Fiction din cadrul aceleași grup Humanitas. Pe lângă invitatul nostru de astăzi, scriitorul Rui Zing, permiteți-mi să îi prezint pe ceilalți invitați. De la dreapta la stânga, domnișoara Simina Popa, care este o minunată traducătoare din limba portugheză și, de asemenea, este referent cultural în cadrul ambasadei portugheze de la București. Alături de domnia sa se află domnul Daniel Vertigău, care este directorul Institutului Camões din București și profesor la Facultatea de Litere din București, evident, profesor de limba și literatura portugheză. Alături de domnia sa, binecunoscuta scriitoare și eseistă Ioana Bârgulescu, laureată anul trecut cu Premiul European pentru Literatură, recte pentru roman. Micaela Ghițescu, marea noastră traducătoare din limba portugheză, care recent a primit una din marile distinții ale Portugaliei, înmânată de președintele Portugaliei cu ocazia vizitei acestuia la București. Domnia sa a tradus toate cărțile apărute până în prezent la editurile noastre din scriitorul Rui Zing. În mijlocul nostru, Rui Zing, alături de el, binecunoscutul scriitor și traducător și comentator de portal, Radu Paraschivescu. Rui Zing este unul dintre scriitorii cei mai interesanți și cei mai valoroși ai literaturii portugheze actuale. Domnia sa este un geamăn al anului 1961, s-a născut la Lisabona și este profesor de studii portugheze de la binecunoscuta universitate, Universidade Nova de Lisboa. Este romancier, a scris peste 10 romane, autor de volume de proză scurtă, de eseuri, de piese de teatru, cărți pentru copii. A debutat în 1987 cu romanul Hotel Lusitano. A urmat o serie de romane, printre care Apocalipso Acum din 1996, Banca de Rezervă din 1999, Darul lui Dumnezeu din 2004, care a fost distins cu Premiul Pelicurgului portughez. Ioana Bârgulescu a publicat primul roman al lui Rui Zing în Cartea de pe noptieră, care a devenit instantaneu bestseller al colecției, unul dintre bestsellerul colecției ei și în momentul de față, din 2013, de când l-am preluat în colecția Raftul de Misei, continuă să fie bestseller. Este vorba despre romanul Cititorul din peșteră. Un alt roman care a apărut de asemenea la Humanitas este Așteptarea din 2007, publicat de Ioana în 2010, apoi Destinație turistică din 2008, publicat de Ioana în 2011 și care a fost încununat cu Premiul Siranda. Și în sfârșit, Instalarea fricii, romanul despre care va fi vorba astăzi, care a apărut la Lisabona în 2012. Îmi spunea domnul Rui Zing la prânz că
romanul s-a vândut în aproape 20.000 de exemplare, că este bestseller și acesta în Portugalia și chiar astăzi a primit o clasificare cu cele mai importante 5 romane portugheze în momentul de față, din punct de vedere al librărilor, și printre cei 5 autori se numără Rising cu romanul Instalarea Fricii. Alături de domnia sa figurează un alt mare scriitor portughez, tradus de asemenea de Micaela Ghițescu la Humanitas și Humanitas Fiction. I s-au publicat peste 10 romane. Este vorba despre Antonio Lobo Antunes. Instalarea Fricii. Cui e frică de Ruizing? Dacă vă este frică de el, să-i dăm cuvântul. Ruizing. Mulțumesc! Bună seara! E termino já, não sei dizer mais nada em romeno. Ficamos, eu vou falar no fim, agora vou só ler uma passagem curta do livro para ouvirem a música da minha língua. Bună seara, o să încep prin a citi un pasaj din carte, să auziți un pic cum sună în portugheză, apoi voi vorbi la final. Na soleira da porta, dois homens. Um de fato e gravata, elegante, esguio, nariz e lábios finos, pasta tecnocrata na mão. O outro, mais atarracado, carão fechado, fato macaco, caixa de ferramentas de uma senhora manápula. Desculpem, eu estava com a máquina de lavar, não ouvi. Mal diz isto, a mulher percebe que é a mentira errada. Da cozinha não vem barulho nenhum de máquina de lavar. Os homens olham para a mulher como se não olhassem para a mulher. É estranho. Os homens não têm um ar ameaçador, antes pelo contrário. O de fato até parece loquaz. O outro, sim, é mais bruto, pesado, ausente. Bom dia, minha senhora, diz o de fato com o seu ar loquaz. Viemos para instalar o medo. O medo? O de facto loquaz faz uma expressão de espanto retórico. A senhora não foi avisada. Não tenha problemas, que vamos fazer a instalação muito rápido e vai ver. Vai ser uma categoria. După acest eșantion de literatură portugheză în portugheză, permiteți-mi să-i dau cuvântul directorului Institutului Camões din București, profesorului Daniel Pătigau. Vă mulțumesc pentru prilejul de a spune câteva cuvinte protocolare. Îmi spune aici colaboratoarea noastră, Simina Popa, că astăzi celebrăm Ziua Sfântului Ieronim și a traducătorului. În numele Institutului Camões, țin să mulțumesc din nou Micaela Ghițescu, aici prezentă, pentru enorma sărbie de a traduce din literatura portugheză în literatura română. Ea a tradus aproape jumătate din ceea ce s-a tradus din literatura portugheză și probabil că este traducătorul cu cea mai mare diversitate de autori traduși. Pe Ruizing l-a întâlnit cu ani în urmă la Lisabona. Ruizing a fost un... A fost și este, dar în tinerețe, un personaj foarte mediatic prin participarea lui la o emisiune de televiziune, un talk show care s-a numit, cum se traduce în altă limbă, din nou, talk show de vârf. De vârf. Și deci e o figură foarte cunoscută. Ei, întâlnirea lor a fost
deosebite. Știu că între ei s-a legat nu numai o admirație literară, dar și o prietenie. Și, într-adevăr, ne aflăm la al treilea roman tradus de Mihai Ralițescu, pentru care ei mulțumesc și amintesc că ea este primul român onorat cu decorația infantelui de către președintele Portugaliei, Aníbal Cavaco da Silva, la vizita de înalt nivel pe care a avut loc în iunie și în care președintele Portugaliei a avut ocazia să mulțumească de asemenea editurilor care au avut un rol deosebit în ultimul timp în popularizarea literaturii portugheze, dând un relief foarte special editurii Humanitas și raftului de Nisei, care era tot în numele Institutului Camões și am privilegiul să-i mulțumesc în mod deosebit. Dar nu vreau să mă lungesc, vreau să dau cuvântul specialiștilor care vă vor vorbi și specialiștii sunt de mare categorie, care vă vor vorbi despre conținutul acestui foarte incitant și polemic roman, ultimul scris de Rising și citit de noi în Portugalia. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnul Daniel Cardigau, și eu vreau să-i mulțumesc atât Institutului, vreau să mulțumesc Institutului Camões din București, cât și Ambasadei Portugaliei, pentru că ni l-au adus pe Ruizing astăzi la București. Ruizing va merge la o conferință a scriitorilor și traducătorilor din țările europene, care va avea loc zilele următoare la Timișoara. Și a ținut foarte mult să vină în primul rând la București, chiar pentru un interval atât de scurt, pentru a se întâlni cu noi și cu dumneavoastră în această seară și pentru a vorbi împreună despre recentul roman apărut la Humanitas Fiction, Instalarea Fricii. Și pentru că domnul Pepigao i-a mulțumit Mihaelei Ghițescu pentru ceea ce a făcut pentru literatura portugheză în România și a amintit de o mare decorație, să știți că nu e o decorație oarecare, e o mare decorație a infantelui, Henric Navigatorul, despre care vorbește extraordinar Fernando Pessoa, și aveți volumele lui aici. Aș începe prin a invita-o pe Mihaela Ghițescu să ne vorbească despre Ruizing și mai ales despre romanul din această seară, Instalarea Fricii. Despre lui Zinc aș putea să vorbesc destul de mult, nu vreau să vă rețin, pentru că de fapt îl cunosc de mulți ani, de-a multe ani când a fost de servusie. Și de fiecare dată pentru mine a fost o bucurie întâlnirea cu el, pentru că este un om foarte tonic și chiar când eu mă simțeam câteodată, poate la Lisabona de fapt l-am întâlnit mai mult. Aici a fost până acum de trei ori, a treia oară că vine în România, dar întotdeauna pe fugă și pot să spun, dar prietenia noastră s-a cimentat la Lisabona. Și într-adevăr că este unul din stâlpii mei de care mă sprijin când ajung la Lisabona, întotdeauna. Și de fiecare dată, aproape de fiecare dată, are câte un roman nou să-mi prezinte. Când mi-a vorbit despre Instalarea Fricii, de fapt nu mi-a vorbit și cred că mi-a scris prin mail, nu, da? Mi s-a părut așa, mă rog, un titlu care parcă ne spune ceva și nouă. Și chiar i-am spus, zic, cred că pe tema asta am avea și noi unele lucruri să spunem. Și
După aceea, bineînțeles că am citit cartea și am tradus-o. Și mi-am dat seama că am avea și noi câteva lucruri de spus, dar puțin adiacent la cele spuse de lui în cartea aceasta. Pentru că și noi am putea să-i îmbogățim panoplia de temeri și de frici, care însă, bineînțeles, că au fost prilejuite de istoria noastră și de soarta noastră. Chiar mă gândeam să-i spun că ar putea să-și lărgească această panoplie cu fricile diferite pe care le-am avut noi, de exemplu, frica de vecin, frica de colegul de birou, frica de mașina care se oprește în fața casei și care stă câteva zile acolo fără să știe ce caută și ce vrea. Și mai ales pentru mine a fost frica de telefon. Trebuie să vă spun că a fost frica cea mai puternică, pentru că întotdeauna mi-era teamă să nu vorbesc ceva, să nu aud ceva care nu trebuie. Și atunci această frică noi încercam să o îmbrânzim oarecum, punând o pernă pe telefon, nu știu dacă folosea la ceva. Dar în orice caz, au fost deci unele frici pe care el nu vorbește. Sigur, el vorbește despre fricile societății noastre actuale. Pentru că au avut și ei destule până acum 40 de ani. Dar noi încă sunt puțin mai recente. Eu personal încă consider foarte recent, deci a trecut un sfert de secol, dar parcă a trecut așa ca un vârtej, ca un vis, ca un vânt. Și mi se pare încă foarte recent ca să îmi amintesc foarte bine de toate aceste frici ale noastre. La ei, sigur că nu era cazul ca să ne mai rememoreze el acum după 40 de ani. Și vreau să vă spun că am tradus cartea cu foarte mare plăcere. Am aflat din revista Jurnal de Lettres și pe care am primit-o un timp intermitent, dar acum datorită lui Rui mi-am completat toate lacunele, am aflat că s-a făcut o piesă de teatru. După cartea aceasta, a făcut-o un mare regizor al lor și al nostru într-un fel, pentru că el este de origine ceh, este foarte ancorat încă în Cehia, deci, dar trăiește de zeci de ani, de mulți de zeci de ani în Portugalia și este considerat unul din regizorii lor și din scriitorilor mari și în același timp el din când în când revine în Cehia și își regăsește rădăcinile și le difuzează pe urmă în continuare la Praga. Și a făcut deci o piesă de teatru care s-a jucat la un teatru foarte important sau din Lisabona și care ar fi interesant să se joace eventual și la noi. Așa, da, și îl cheamă George Listopad. Da, am uitat să spun, mă scuzați, numele. Și este foarte în vârstă, cred că are în jur de 90 de ani. Da, și totuși, în momentul în care a citit cartea, a avut chef să facă o piesă de teatru. Și a făcut-o. Și s-a jucat și... Și cam asta am vrut să vă spun. Bună seara, doamnelor și domnilor! Boa tarde! Sper că am spus bine. Toată lumea a mulțumit astăzi doamnei Micaela Ghițescu. Îi mulțumesc și eu pentru că mi l-a recomandat cu ani în urmă pe Ruzink. Mi-a dat cartea să o citesc. E vorba de Cititorul din Peșteră. Mi-a plăcut foarte mult. Și, într-adevăr, nu am greșit publicând-o nici din punct de vedere al publicului, al vânzărilor, nu numai din punct de vedere al calității. De asemenea, îl salut în sală pe domnul profesor Mihai Zamfir, care a fost unul dintre
primii profesori de la noi, de la facultate, care s-au ocupat de literatura portugheză. Iar pe doamna Micaela Ghițescu, nu știu dacă dânsa își mai amintește, am avut o profesoară de franceză la un mic curs opțional. Așadar, iată că vă spun în seara asta, îmi amintesc cu plăcere de acel curs. Și acum dați-mi voie să încep cu o mică poveste, o mică anecdotă, dacă vreți, autobiografică. Cei care ați citit deja cartea veți înțelege de ce și unde bat. Acum vreo două luni am avut o problemă la chiuveta de la baie, era o garnitură care se stricase. Sau nu știu ce se întâmpla, picura pe acolo și aproape că aș fi putut-o eu rezolva singură problema, dar am zis hai să apelez la specialiști. Și nu mai știu cine mi-a recomandat un instalator. N-a venit unul, au venit doi, ei vin întotdeauna în doi. Era unul mare și unul mic, unul mai înalt așa și unul mai mic și mai solid, unul cu sapa, unul cu mapa, cum se spunea la noi. Adică unul care făcea conversație cu mine și celălalt lucra. Din când în când, cel care lucra din greu acolo, nădușind, cobora că își uitase câte o unealtă la mașină. Cobora, iarăși urca și după un timp a venit instalatorul ăsta care lucra și mi-a spus, doamnă, aveți o mare problemă. Zice, am spart aici zidul, dar s-a spart și țeava și acum trebuie să umblăm, s-ar putea să se spartă chiar mai încolo, să inunde pe vecini, deci vă dați seama. Am recurs la această anecdotă pentru că personajele principale din carte sunt doi instalatori. Seamănă foarte bine cu tipul pe care vi l-am descris aici. E vorba de unul care face conversația și unul care face treaba. Este un tip universal și cred că toți cei din sală au avut de-a face cu acest cuplu de instalatori, care e și la Lisabona și în București la fel. Numai că aici intervine găselnița extraordinară a lui Ruizing, ingeniozitatea lui, acești instalatori instalează în mod concret, nu un lucru care ține de casnic, ci frica. Ei vin la o femeie și îi instalează frica. E vorba de o glisare între cei doi instalatori și cei doi, dacă vreți, noi suntem obișnuiți din literatură sau, Doamne ferește, unii chiar din viață, cu cei doi securiști, unul bun, așa zis, mai bun și unul mai rău. Cu cuplul de anchetatori care sunt și ei tot câte doi și care vor să-ți facă rău, schimbând mereu rolurile între ei și căutând să te distrugă. Glisarea se face dinspre metaforă, spre concret. Deci, noi știm expresia a se instala frica. Frica s-a instalat în toată sala, sau cum se spune. Numai că aici e vorba de o instalare concretă, de niște instalatori concreți care instalează frica în casa acelei femei. Femeia este extrem de vulnerabilă. Știm de la început că mai întâi că ea era goală când au sunat cei doi la ușă, dar mult mai grav, ea avea un copil și îl ascunde, nu știm exact de ce, dar bănuim ca să nu îi se facă rău, îl ascunde în baie. În momentul acesta este foarte interesant procedeul scriitorului, se instalează frica și în cititor. Mie, de exemplu, tot timpul mi-a fost frică să nu-l găsească pe copil,
Am citit cartea cu are o tensiune epică extraordinară pe care cititorul o simte de la un capăt la altul și deci teama mea era mereu copilul o să plângă, o să spună ceva și o să fie găsit. E interesant, deci, că în timp ce cei doi instalează frica în casa femeii, noi, cititorii, simțim că s-a instalat frica și în noi și asta dovedește o artă scriitoricească foarte specială. În același timp e o combinație, dacă vreți, între metafizic și administrativ, pe care noi o știm din romanul lui Tudor Arghezi, Cimitirul Buna Vestire, cu administratorul de la cimitir, care are trăiri metafizice. Aici e cumva invers procedeul. Este un breviar al fricilor contemporane. E adevărat că noi le-am avut pe ale noastre, totuși eu trebuie să mărturisesc că m-am întrebat dacă nu cumva l-ați inspirat puțin povestindu-i niște lucruri din viața dumneavoastră, doamne Fițescu, pentru că mie mi s-a părut că sunt și fricile noastre, cel puțin așa, deci parabolă fiind, e vorba și de actualitate, dar e vorba și de orice sistem care terorizează, de orice lume, o lume care instalează frica în oameni. Dar sunt și fricile contemporane, mai, să spunem, mai inocente, de pildă frica turistului. Și, într-adevăr, noi călătorim cu plăcere, dar în același timp turistul de la plecare și până la întoarcere are toate fricile posibile. La plecare, să zicem, frica că și-a uitat pașaportul, la întoarcere dacă mai are cheile de acasă sau lucruri de tipul acesta. Adică din prima clipă și până în ultima sunt tot felul de frici. Romanul lui Ruiz Inche este în același timp și profetic, pentru că avem câteva pasaje. S-a făcut mare caz de Welbeck cu supunerea cât a fost de profetic, dar de fapt și aici avem pasaje destul de multe în care se vorbește de lucruri legate și de teroriști și de oameni refugiați, de oamenii care migrează, care își cer drepturi și așa mai departe. Deci sunt lucruri cu adevărat speciale în privința aceasta. Și la un moment dat se petrece o răsturnare de situație. Nu am să vă spun exact ce se întâmplă, că nu vreau să vă dezvălui finalul, cu toate că romanul nu pierde, chiar dacă îi știi foarte bine subiectul, nu pierde nimic. Dar ce este interesant este că în final femeia e deasupra fricii. Ea reușește să învingă frica. De altfel, ea are puține intervenții, puține gesturi, puține replici. La un moment dat le spune celor doi, dar de Dumnezeu nu vă e frică? Și ei spune, nu, e o chestie de mediu, am depășit de mult povestea asta. Și ea reușește să fie deasupra fricii și deasupra lor și capătă ceva de eroina antică. Mi-a amintit un pic de Antigona, de eroinele de tragedii antice. Capătă o forță uriașă și învinge până la urmă. De aceea cartea, deși ne înspăimântă, e în același timp o carte care creează catarsisul pe care îl creează până la urmă și orice tragedie. Stilistic sunt replici
pe care autorul și explică într-o notă finală, le-a dorit replici luate de Agata. Și ele sunt luate din discursurile politicienilor, din ziare, de la televiziune. Au ceva de teatru absurd adeseori, prin combinația asta de clișe. M-a trimis cu gândul la Ionesco, la piesele lui. De, într-adevăr, nu m-am surprinde că s-a făcut din această carte o piesă de teatru, pentru că are acest ritm dramatic. O să închei spunând că am citit cartea de două ori. Prima oară am citit-o înainte de târgul din vară, ca să o prezint la catalogul Humanitas. Iar a doua oară am citit-o zilele acestea în vederea lansării. Ca toate cărțile foarte bune, cartea nu pierde nimic la a doua lectură, dimpotrivă te pune pe gânduri și mai mult și vă garantez că este o carte care merită fie citită, care este te pune pe gânduri și în același timp cum spun, îți creează un fel de catarsis. Vă mulțumesc! Aș vrea să vă citesc un fragment înainte de a-i da cuvântul lui Radu Paraschivescu. Fragmentul vorbește despre piețe. De fapt, este unul dintre cuvintele cheie și este cel criza economică, piețele, care declanșează frica, pentru că această instalare a fricii are două părți. Una văzută și una nevăzută. Cea văzută este instalarea propriu-zisă, care e făcută de acel meșter carurat și care pare mai rostovan, că în așteptându-l pe Godot, estragon celălalt, nu Vladimir, și există și cealaltă latură nevăzută a instalării fricii. Sousa, meșterul termină cu instalarea rapid, mai ales că îl teroriza și vezica. Însă, subtilul, vorbitorul, intelectualul, care seamănă perfect cu un securist, cu studii, și foarte mulți aveau studii din timpul comunismului, deci un securist stilat, Carlos, el trebuie, de fapt, să facă să folosească acest obiect între ghilimele. Adică, el trebuie să probeze eficiența instalării fricii. Deci să facă personajul la care se instalează, în cazul nostru, acea femeie tânără, să o facă să-i fie frică. Și iată o mostră. Dialogul asigură fluiditate lecturii și frica este graduală. Ea pornește de la un anumit nivel, să-i spunem, zero, și treptat, treptat ajunge la un punct culminant care transformă ceea ce se întâmplă într-o tragedie. Femeii aproape că îi se pare că cei doi s-au metamorfozat în niște artiști de varieteu. Pălărie de fai, sacou în lungi albastre și albe, indispensabilul baston de învârtit la unison. Nu cântă, dar nici nu tac. Desigur, ați auzit vorbindu-se de piețe, spune bunul vorbitor Carlos. Păi atunci aflați că, spre deosebire de oameni, piețele sunt sensibile, emoționale, spune Sousa. Nervoase, foarte nervoase, spune Carlos. Neurastenice chiar,
spune Sousa. Piețele reacționează foarte rapid, spune Carlos. Piețele riscă, spune Sousa. Piețele iau cu asalt, spune Carlos. Piețele sunt încrezătoare, spune Sousa. Piețele sunt bănuitoare, spune Carlos. Piețele se tem. Iar când se tem, spune Carlos, piețele devin instabile. Și femeia află că piețele sunt precum vapoarele acelea care călătoresc pe valurile Atlanticului de Nord, exact apele care au înghițit Titanicul, ape puternice și reci care, când sunt provocate, pot conjura furtuna perfectă. Dacă piețele sunt nava, ele sunt și marea, și cerul, atmosfera, condițiile atmosferice și curenții și blocurile de gheață de care vapoarele, chiar și cele mai uriașe, crucișătoare, ca euro sau dolarul sau marca sau lira, ori ioanul se pot izbi. Piețele sunt pretutindeni, sunt toate elementele, iar la nevoie, în mod straniu, aproape magic, ele nu sunt nicăieri. Ne uităm la un perete și acolo se află piața. În clipa următoare, e din nou numai peretele. Și în altă clipă, solul pare să prindă viață și crește și crește peste noi, mână invizibilă care ne înfioară și raspinării și simțim că cineva, oriceva, este pe urmele noastre. Încercăm să luptăm, să rezistăm, să deschidem un front de luptă, dar cum să lupți contra unei fantome, spune Carlos. O fantomă care în fiecare moment poate să refară, poate să reapară în orice lucru sau obiect, spune Sousa, însuflețit ori neînsuflețit, și să se întoarcă împotriva noastră nu e posibil. E ca și cum ne-am aflat în mijlocul unei bătălii fără să știm măcar dincotro din gloanțele. Să auzim șuieratul gloanțelor. Iar când vedem o gaură în care să ne strecurăm, e încă și mai rău. Din câmp deschis alergăm în gura lupului. Și femeia află, într-o lume în care totul are un nume, piețele sunt societatea anonimă perfectă. Frumusețea piețelor nu e numai că nu știe nimeni cine sunt, e că ele nici măcar nu trebuie să existe. Piețele sunt un zbor, un zgomot alb. Nu doare tare, dar incomodează. Piețele sunt un tub de mercur, un giroscop. Cele mai mici oscilații indică lucruri potențial teribile. Piețele sunt nitroglicerină lichidă în interiorul unui tub de sticlă subțire, aflat în mâinile unui adolescent care o să conducă pentru prima oară sub influența alcoolului. Și îți spui, atenție, asta e o treabă periculoasă, dar să țipi că e periculos este ca atunci când fugi de bine și dai peste mărăcine sau când corectura e mai proastă decât sonetul. Știți ce este un sonet, nu-i așa? Sousa revine la firul discuției. În probleme de macroeconomie nu trebuie să te joci cu focul. Radu Paraschivescu. Da, mulțumesc. Cartea aceasta și autorul care a scris-o mă fac să cred odată în plus că nu există coincidențe. Și am să explic imediat. Mă aflu între prieteni aici, între oameni foarte cunoscuți și am deja un sentiment de deja vu. De ce? Pentru că acum 4 ani ne aflam tot într-o librărie cu Maintea, dar nu asta. Nu exista pe atunci, lansam tot în romana lui Ruizing, Destinație turistică, cam în aceeași distribuție. Denisa nu știu dacă era, dar în orice caz nu era Denisa. Mă întrebam ce caut eu totuși la lansările Denise. Acum, în sfârșit, mi-am dat seama. Cred că sunt singurul lansator de la Humanitas despre care se poate spune citește că și comentează forta. Deci sunt prezentat sub formă unui produs exotic, așa un fel de femeie cu barbă. Dar asta e important. Important este că acea falsă coincidență făcea ca în 2008 să citesc în Lisabona o carte scrisă de Ruizing, cititorul din peșteră. Și s-o aplaud de la distanță pe Ioana Pârgulescu pentru ideea foarte bună pe care a avut-o de a-l aduce pe Ruizing într-o asemenea colecție.
superlativul relativ al acestei false coincidențe este faptul că tocmai atunci lucram la o carte pentru colecția Cartea de pe noptieră a Ioanei Cârbulescu și superlativul absolut al superlativului relativ este că acea carte era despre Portugalia. Ca să vedeți cum se leagă lucrurile. Ioana poate să confirme. Acum, vorbind mai la urmă, am marele dezavantaj că lucrurile interesante s-au cam spus și marele avantaj că nu mai trebuie să mulțumesc nimănui, au făcut-o antevorbitorii. Și am să spun doar că am citit Instalarea fricii într-o zi și a doua zi am și filmat un material pe care l-am prezentat la televiziune. Denisa aici de față poate să confirme. A fost o reacție imediată de aderare la ceea ce se scrie și la felul cum se scrie. În spațiul intim al lui Ruizin și în literatura portugheză, pentru că mă gândesc cum o fi să fii coleg de raft sau de librărie cu Ruizin, Lobo Antunes, Peixoto și să crești sub umbrela formatoare a unui monument ca Pessoa. Trebuie să fie ceva formidabil. Și să stai în Lisabona. Și Lisabona face multe lucruri bune. Printre altele l-a făcut și pe Ruizin. Am citit Instalarea fricii nu doar cu atenția unui filolog submediocru, ci și cu gândul la Micaela Vițescu. Vă spun foarte sincer. Deci am citit cartea asta cu trimiteri imediate spre trecutul nostru, cu trimiteri grave. Și deși ați citit multe traduceri ale doamnei Vițescu, eu vă invit, dacă n-ați făcut-o deja, să citiți și memorialistica dumneavoastră. Pentru a vedea ce înseamnă, într-adevăr, o lovitură în plex, urmată de o lovitură în gură, urmată de o altă lovitură în plex, din care, până la urmă, te ridici. Și te ridici fără concesii. Deci asta este, după mine, lipitura ideală. O carte despre frică, tradusă de un om care a privit frica în ochi zilnic. Și care stă acum cu noi, și care traduce în continuare, și care face ambasadă de valoare. Pentru noi, în Portugalia și nu numai. Despre carte. Despre carte, îmi dau seama de ce s-a pus în scenă. Pentru că în momentul când deschizi cartea și începi să citești, îți dai seama că ai de face cu o piesă de teatru care a îmbrăcat în garderobă sacoul romanului. Dar ea putea să fie și o piesă de teatru. Și îți dai seama de lucrul ăsta pentru că ricoșeurile tale de cititor te trimit la Eugen Ionescu, cum a spus Ioana, te trimit la Beckett, cum a spus Denisa, te pot trimite la Kafka la un moment dat, te pot trimite la Bouvard și Pécuchet, personajele lui Flaubert, cei doi, Carlos și Sousa, au destule preluări delicate din repertoriul celor doi. E o carte care te poate trimite și la un film aparent fără nicio legătură cu Instalarea fricii. Și pe asta și Bram câteodată. Da, exact. Ioana povestea de experiența ei cu instalatorii. Gândiți-vă, deși de data asta dialogul este unul la unul, gândiți-vă la scena inaugurală din tipul de la cablu. Da? În care Jim Carrey este instalatorul care vine să-i pună cablul lui Matthew Broderick. Este rețeta de cotropire, rețeta de colonizare a unei conștiințe, a unei case, a unui set și a unui tip de a gândi. Cam asta se întâmplă și aici. Oamenii vin să instaleze frica așa cum instalează o mașină de spălat. Iar noi, în momentul când vedem lucrul ăsta, crescuți într-o dictatură stănătoasă până în 90, avem imediat tentația categorisirii. Au venit doi să instaleze frica, e distopie. E zântul lui Talstaia, e Big Brother, e Orwell, da? E Huxley, e Brave New World. Bun. Dacă n-am fi avut începutul ăsta, am fi fost tentați să privim cartea ca pe un exercițiu de virtuozitate epică sau dramatică. E o carte borderline, din punctul meu de vedere. Dar este o carte foarte sănătoasă despre neliniștile noastre. Și despre felul cum putem evita un fenomen primejdios. Ca frica să devină din sentiment instrument. În momentul când îi dai fricii calitatea de instrument, ai pierdut în orice caz prima jumătate a meciului.
Despre asta cred eu că este vorba în instalarea fricii, dar nu luați de bun chiar tot ce v-am spus. În orice caz, vreau neapărat să-l felicit pe Ruizin. Este o carte minunat scrisă. Este o carte cu toate nivelurile jocului literar. O carte care trece de la persiflare la gravitate, ceea ce nu era îndemâna multora. O carte care, cu toate acutele ei întunecoase, arată și colțuri de lumină din locuința fiecăruia. Să nu vă fie frică să o citiți. Mulțumesc! Este o carte care se folosește mult de intertextualitate. Cartea are un motou într-un poem superb de Fernando Pessoa. Îl găsiți aici, în somptuosul volum poezii de Fernando Pessoa și heteronimiei lui, pe care l-am publicat acum 2 ani și l-am reeditat într-o frumoasă ediție de colecție anul trecut. Poemul lui Pessoa, scris sub numele unuia dintre heteronimii lui, Ricardo Reis, se numește Vizitatorii, așa cum se numește și primul capitol din carte. Și versurile alese ca moto de Ruizin sunt următoare. Când regele de Fildeș era în pericol, ce mai contau carnea și oasele surorilor, mamelor, copiilor? Aș vrea să rog pe Ruizin să ne explice care e legătura dintre romanul lui și acest motto din jocul de șah al lui, din jucătorii de șah al lui Ricardo Reis. Eu, antes de falar, gostava de agradecer. Agradecer as palavras que não entendi, mas eu entendo 10% porque há palavras que são comuns em romeno e em português. Înainte de a răspunde, aș dori să mulțumesc tuturor pentru cuvintele care s-au spus. Nu am înțeles chiar totul, dar înțeleg cam 10% din tot ce s-a vorbit până acum. Mas quero agradecer à generosidade do Rado e da Joana que voltaram a proteger-me. São o meu Carlos e o meu Sousa. Não sei qual de vocês é que é o Carlos e o Sousa, mas sinto-vos como protetores. Vreau să le mulțumesc pentru generozitate lui Radu și Ioanei, pentru că sunt protectorii mei, așa, sunt un fel de Carlos și Sousa, nu știu cum vreți să vă împărțiți rolurile, dar fiecare mă apără aici. E sunt generosos como, por vezes, os escritores conseguem ser para outros escritores. Sunt generosi în sensul în care scriitorii sunt generosi cu alți scriitori. Agradeço à minha editora, Humanitas, na pessoa da Danisa, por continuar a confiar no meu trabalho. E mulțumesc și editorii Humanitas, representată de doamna Denisa Comănescu, și pentru că a continuat să editeze lucrările mele. Ao Instituto Camões de Portugal, na pessoa do Daniel Perdigão, por apoiar. Uma vez mais, por ser cúmplice, mesmo, e é espantoso, isto é democracia. Eu digo mal do governo e o governo traz-me. Muito bem, sim, Instituto de Camões, que me ajudou a fiu aí. E é irónico, porque eu vorbesc de rău governo, totuși governul m-a dus până aici. E assim deve ser. Assim deve ser. Essa é a saúde dessa coisa, nem sempre muito bonita, a que chamamos democracia. Și așa ar și trebui să fie, să se petreacă lucrurile cu democrația. Permite-nos respirar e que dure muitos anos na Roménia e em Portugal.
democrația care ne permite să răsuflăm, să respirăm și care îi urăm să dureze încă mulți ani și în România și în Portugalia. De Europa, já não sei. Despre restul Europei nu mai știu ce să zic. Já tive mais esperança na Europa. Aveam înainte mai multă speranță pentru Europa. Mas pronto, e agradeço muito à pessoa cujas palavras vocês estão a ler. Vocês não estão a ler as minhas palavras, estão a ler as palavras de Micaela Chitescu. Și mulțumesc foarte mult persoanei ale cărei cuvinte le puteți citi aici în carte, pentru că nu citiți cuvintele mele, ci cuvintele ei. Eu entendi que já foi sublinhada a importância, o valor e a beleza do seu trabalho com a literatura da minha língua, mas é espantoso. Isto é, a Micaela é uma gigante. Am înțeles din ce s-a vorbit că a fost subliniat rolul ei în traducere de literatură portugheză și eu încă o dată vreau să spun că Micaela este un uriaș. E estou muito grato ao meu país e ao Sr. Presidente da República por ter reconhecido este ano isso. Și eu sunt recunoscător și țării mele și domnului președinte pentru că a recunoscut importanța acestui uriaș. A colaboração com a Roménia que começou com a Micaela continua aqui e continua em Lisboa. Ainda há poucos meses eu estive com a artista Cela Neamto a apresentar uma exposição no Instituto Cultural Romeno de Lisboa, Femme Romaine, Blues Romaine. Și prietenia și colaborarea continuă nu doar cu Micaela, ci și în Portugalia. Am prezentat inaugurarea unei expoziții a doamnei Cela Neamțu de tapiserie la Institutul Cultural Român, la Femme Romaine, la Blues Romaine. E gostava de dizer que o Instituto Cultural Romeno em Lisboa tem um peso, um dinamismo e uma alegria que não são tão comuns em institutos culturais. Și vreau să adaug că Institutul Cultural Roman din Lisabona are o greutate, un dinamism și o bucurie nu întotdeauna des întâlnite printre institutele culturale. Agradeço a vossa presença e lembro alguns rostos, que eu não conheço os nomes, de jovens com quem há uns meses estive a ter uma conferência via Skype. Vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți aici și recunosc în public, deși nu îi știu după nume, câteva chipuri de la întâlnirea prin Skype pe care am avut-o acum câteva luni la clubul de lectură aici, la Humanitas Cișungeu. E eu pergunto para eles, eu sei que não gostaram da conversa, do que eu disse, estavam aborrecidos. Acum vreau să-i întreb eu pe ei, știu că nu v-a făcut neapărat plăcere conversația sau ce spuneam eu, poate vă plictiseam. Mas gostaram de conhecer o meu gato, não gostaram? Dar v-a plăcut cu siguranță să o cunoașteți pe pisica mea, nu? Foi? Sim? Așa este? Mă rog? Agora, um escritor fica sempre muito, muito contente quando o seu trabalho é posto noutra língua. Pentru un scriitor este o mare fericire să își bată munca transpusă în altă limbă. Porque é uma metamorfose. Pentru că este o metamorfoză. E nós estamos na terra de Ovidiu, por isso fica bem a metamorfose. Iar noi fiind pe terenul lui Ovidiu, se potrivește ideea de metamorfose. Pelo menos na terra onde Ovidiu escreveu as metamorfoses. Suntem aproape, este locul în care Ovidiu a scris metamorfose. E é um privilégio. Um escritor que tem o seu livro traduzido e tem leitores noutra língua, tem de ter noção que está a assistir a um milagre. Și este pentru un scriitor care știe că are lucrările traduse în altă limbă și că își poate publicul, pentru el este ca un miracol. Que é transformar aquilo que é muito local, nada é mais local do que uma língua,
numa coisa que já numa coisa que é partilhada noutro local. Și miracolul constă în faptul de a vedea cum ceea ce a scris el, ceva foarte localizat, ajunge să fie apoi transformat în ceva local pentru alt public. Porque essa é a limitação da língua, ao contrário da música, que é uma língua universal, uma linguagem universal logo de início, ou da pintura, ou da dança, linguagens universais, a língua é uma linguagem que une uma comunidade, mas separa essa comunidade das outras comunidades. Este cazul literaturii care se manifestă printr-o limbă care este specifică față de restul artelor, care pot avea un limbaj universal, cum este cazul muzicii sau dansului sau al picturii. Și limba este elementul care unește o comunitate, separând-o în același timp de alte comunități. E aí é que surgem os tradutores que fazem um milagre de cortar a separação e torná-la uma comunhão. Și aici intervin traducătorii care pun capăt acestei separări și o transformă înapoi în comunitate. E agora posso responder à pergunta da Denisa, que eu não entendi muito bem. Și acum voi pot să răspund întrebării Denisei, pe care o rog să o repete. Primul capitol, vizitatorii al cărții dumneavoastră, începe cu un motto din Jucătorii de șah, celebrul poem al lui Fernando Pessoa. De ce? Eu não sei se o sinal do nosso tempo é o medo. Eu não sei se é um sintoma do tempo nosso, frica. Também se pode dizer que é o conformismo. Se pode dizer que este conformismo. A suspeita. Vermelhada. A sensação de estarmos num mundo que nos passa informações imensas a todo momento de tragédias e de comédias. O facto de que nos aflamos em uma lume em que estamos bombardados com informações a todo passo sobre tragédias e situações engrozitadas. O absurdo dos telejornais, onde o apresentador, pelo menos em Portugal, ora fala de uma tragédia onde morreram 200 pessoas, e a seguir ficam contentes porque o Steaua Bucareste ganhou. Como este caso dos apresentadores de știri, cel puțin em Portugalia, que depois que anunță o tragedie que s-a soldat cu moartea 200 de persoane, continua foarte, foarte vesel cu victoria echipei de fotbal. É como se nós vivêssemos num mundo em constante zapping. Ca și cum am fi într-o lume în care zapăm fără oprire. E isso é um, a nossa época, eu penso que é sobretudo uma época com imensos paradoxos. Și mi se pare că trăim într-o vreme, în vremuri cu foarte multe paradoxuri. E todos os dias somos chamados a ter solidariedade e compaixão. În fiecare zi suntem invitați să fim solidari și miloși față de ceilalți. Mas a informação é tanta que o resultado é o contrário. Dar informația este atât de multă încât rezultatul ajunge să fie opusul. Ficamos fechados e desconfiados. Ajungem să fim și mai bănuitori. Ou seja, com medo. Adică cu frică. E o medo não é necessariamente mau, mas não é o melhor dos instrumentos para pensar. Frica nu este neapărat rea, dar nu este cea mai bună unealtă care să ne ajute să gândim. O medo faz com que uma pessoa, em vez de estar de ombros soltos e descontraída como deve estar, passa a estar contraída, com o pescoço dentro dos ombros. Frica ne face să stăm în loc, să stăm cu umerii relaxați și drepți, să stăm cu capul între umeri și foarte tensionați.
E então este poema de Pessoa tem essa coisa, toca esse absurdo, que é o absurdo de os jogadores de xadrez estarem fechados sobre si próprios, mesmo quando acontecem os maiores horrores à volta. Și aici este legătura cu pasajul din Psoa, unde este explicat acest absurd, deși acolo regele este înconjurat de restul pieselor, rămâne piesa foarte importantă. Și asta e principal razão. E quando um escritor, e o Radu e a Ioana sabem isso, escolhe uma epígrafe de outro autor, escolhe como chave para abrir a porta. É um óculo através do qual a pessoa começa a espreitar o que vai ser o capítulo. Și atunci când alegem un motto, un epigraf, alegem un fel de cheie care să ne ajute să deschidem capitolul care urmează. Dá o tom. E neste caso dá o tom de uma situação grotesca. Em modo de tonul, iar în cazul acesta dă tonul unei situații grotești. Que eu ouvi palavras que gostei muito da Ioana, prophetic. Am auzit că Ioana a menționat că ar fi un text profetic. E o Radu fez uma fila de referências, Jim Carrey, e também Bouvard e Pécuchet. Iar Radu a făcut o înșiruire de referințe printre care Jim Carrey și Bouvard și Pécuchet. O Beckett, o Buster Keaton. Sau Beckett sau Buster Keaton. E as duas são muito bonitas e elogiosas porque o ideal no livro é mesmo isso. Și amândouă discursurile au fost foarte frumoase și elogioase, fiindcă, de fapt, exact despre asta e vorba în carte. E că o autor, eu sunt un scriitor care lê. Eu sunt un scriitor care citește. Hoje, în dia, cum sabem, há scriitori care nu lê. După cum știți, în zilele noastre sunt și scriitori care nu citesc. O que prova un milagre, pessoas care nu aprenderam a ler, mas escrevem. Ceea ce este un miracol. Sunt persoane care nu au învățat să citească, totuși scriu. Mas eu penso que nós pertencemos todos aqui à escola dos escritores que são leitores. Dar aici cred că suntem cu toții reprezentanți ai generației care sunt și scriitori și cititori. Então, quando eu escrevo tendo em vista alguns escritores que fizeram aquele trabalho antes de mim. Și atunci când scriu, o fac gândindu-mă la scriitorii care m-au influențat și pe mine. E depois, à medida que vou terminando o livro, vou encontrando mais primos, familiares, compadres. Și pe măsură ce ajung spre finalul cărții, îmi întâlnesc și rudele, și nașii, și persoanele apropiate. Quem disse esta última frase, de outro modo, mas disse, foi o argentino Jorge Luis Borges. Cel care a spus această ultimă frază, dar puțin altfel, a fost argentinianul José Luis Borges. E que eu cito porque eu li, não é para impressionar as pessoas. Și pe care îl citez pentru că l-am citit și nu pentru că aș vrea să vă impresionez. Mas os leitores também leram livros. Dar și cititorii au citit cărți. E eu penso que o prazer da leitura é também a partir do texto que nós encontramos, encontrar referências ou na nossa vida ou em livros que nós lemos. Și eu cred că plăcerea lecturii este și să găsești în rândurile pe care le citești referințe la alți autori pe care i-ai cunoscut deja sau la propria viață. É preciso ter lido Bouvard e Pécuchet para encontrar referências com Bouvard e Pécuchet. Așa cum trebuie să te citi despre Bouvard și Pécuchet ca să întâlnești asemănările. Se eu fosse un scriitor vigarista, dacă aș fi fost un scriitor impostor, eu sonharia că o meu leitor ideal seria alguém que não tivesse lido outros autores. Aș spune că scriitorul ideal este, cititorul ideal este cel care nu a mai citit și alți autori. Assim eu passava por muito inteligente. Și așa m-ați fi crezut foarte inteligent. Muito criativo. Și foarte creativ.
e tendo feito uma coisa que nunca ninguém fez no mundo. Și că am făcut ceva ce nimeni altcineva nu a mai făcut vreodată. É uma pergunta que eu por vezes faço por malandriça a jovens escritores. Am o întrebare pe care o pun de obicei tinerilor scriitori. É, quem são os teus primos? Com que escritores achas que o teu livro tem afinidades? Cine sunt verii tăi? Cu care scriitor crezi că ai afinități? E por vezes recebo respostas como: Rui, eu acho que ninguém escreve como eu. Și câteodată primesc răspunsul: Rui, eu nu cred că scriu ca nimeni altcineva. Isso mostra o pequeno mundo que por vezes os escritores podem ter. Ceea ce demonstrează lumea strântă pe care câteodată o pot avea scriitorii. Não sei se há outra pergunta. Dacă mai este vreo întrebare? Din sală? Da sală, não sei se... Ah, força! Ce mai fac pisicile dumneavoastră? Como é que estão seus gatos? Ah? Ok, uma história verdadeira. Neste momento, eu tinha há um ano 3 gatos. Até há 2 meses tinha 5 e agora tenho 6. O să vă răspund cu o poveste adevărată. Până acum un an aveam 3 pisici, până acum 2 luni 5 și acum am 6. Un dia vou ter que escrever un livro sobre gatos. Așa că într-o zi va trebui să scriu o carte și despre pisici. Eu estava com a minha mulher em França há um mês passando férias. Mă aveam cu soția mea în vacanță în Franța. Quando houve muito um barulho grande na rua e ela foi ver. Am auzit un zgomot mare pe stradă și ea s-a dus să vadă ce s-a întâmplat. Era un gatinho bebê que estava sozinho e que tinha caído de um telhado. Era o pisicuță care căzuse de pe un acoperiș. E umas senhoras com uma toalha conseguiram protegê-lo como os bombeiros. Și câteva doamne au reușit să o prindă ca cu o pânză, o cârpă. Ela trouxe-o para casa. E a nossa casa. Foi o quinto animal que trouxe nesse verão para a nossa casa. A voz dele é o quinto animal que trouxe a casa na chavara. E este era tão pequeno que não o pudemos deixar sozinho. E a gente era até de mim, que não o pudemos deixar singur. Então ela perdeu o avião. Acha que ia abertar o avião? Eu vim com 2 rapazes para Lisboa no avião, que tinha vim com as crianças. Eu am venit cu copiii înapoi la Lisabona. E perdemos o dinheiro do voo dela. Și am pierdut și banii zborului ei. Por isso, daqui a pouco, eu vou passar um chapéu para pedir algumas moedas. Așa că o să trec pe dintre dumneavoastră copilărie să vă cer câteva monede. É por uma boa causa. E pentru o cauză bună. Gatos. Pisicile. E o que aconteceu foi que ela então veio, levou 2 dias, foi de comboio até Marselha. Pentru că ea trebuie să vină cu trenul. Marselha, Madrid, também de comboio. 2 zile până în Marselha, apoi până în Madrid. E de Madrid até Badajoz, na fronteira com Portugal. Și de Madrid până Badajoz, la granița cu Portugalia. E eu não tenho carro. Eu nu am mașină. E aluguei um carro. Așa că am închiriat o mașină. Eu vou falar da empresa a quem aluguei o carro, porque eu sou patrocinado por essa empresa. O să vorbesc despre firma de la care am închiriat mașina, fiindcă mă sponsorizează. E ser artista não dá muito dinheiro. Și din viața de artist nu câștig prea mulți bani. A menos que haja muitas pessoas a comprar livros. Doar dacă există mai mulți oameni care să cumpere cărți. Eu estou neste momento a apelar ao vosso coração. Așa că în acest moment fac apel la inimile voastre. E então eu fui de carro 200 km até à fronteira para ir buscar a minha mulher ao comboio e trazer o gatinho para casa. Așa că am mers 200 de km cu mașina ca să o iau pe nevasta mea și pisoiul și să ne întoarcem acasă. E un gat mult pequeno, nós damos o biberon. E o pisică foarte mică, o hrănim cu biberonul. É muito engraçado, eu agora já não escrevo, passo o dia em casa a dar o biberon ao gato. Eu acum nici nu mai scriu, toată ziua acasă stau să-i dau biberonul pisicii. E neste momento é horrível,
Mas eu gosto neste momento mais do, desse gatinho bebê do que do meu filho do adolescente, que está insuportável. Dar a ajuns să-mi plac de bebelul de pisică decât de fiul pe care e la adolescență și a devenit insuportabil. Mai este alguma pergunta? Mai este o întrebare. Părinte, eu sunt cel pe lângă preocupările domestice ale dumneavoastră, mai aveți un har deosebit. Nu realizați cât de frumos a putut să prezinte domnia sa expoziția de la Lisabona, de la Institutul Cultural, tema era Ia Românească. Cuvintele mele erau foarte, am prezentat și eu curatorul expoziției. Cât de expresiv și pătruns îi cunoaște atât de bine, este uluitor. Iar astăzi seară vă cunosc altă față de scriitor, povestind stânga-dreapta lucruri necunoscute de mine. Îmi dați voie să vă spun și eu la rândul meu că sunteți un monument, mai ales prin amiciția care o purtați nouă, românilor. Pentru asta vă mulțumesc în numele tuturor colegilor mei care au fost prezenți cu lucrările lor la Lisabona. Și vă doresc putere creativă, sănătate și să ne mai întâlnim la nivelul ăsta, că este suprem. Mulțumim foarte mult cu instanță. Felicitări! Mulțumesc! Eu agradeço, mas acho que posso, preciso perder peso. Mulțumesc, dar cred că ar trebui să mai slăbesc. E peso cultural, mas mesmo assim preciso de perder. Din greutatea mea culturală, dar chiar și așa ar trebui să mai reduc. Eu não quero tomar muito o vosso tempo, mas talvez mais uns 5 minutos, mais uma pergunta. Não sei se a Denise quer fazer uma pergunta, não sei se... Deci, în această lume dezorganizată, în jurul fricii, unde mai este loc pentru iubire? Quero ler algo, quero ler alta pergunta para as pessoas ouvirem a pergunta. Na această lume organizată în jur, dezorganizată în jurul fricii, unde rămâne locul iubirii? Pois, teoricamente é fácil. O amor é fácil. Teoretic e ușor. Iubirea este un lucru ușor. Mas quando os nossos corações encolhem, o amor diminui. Dar atunci când inimile noastre se strâng și iubirea se face mai mică. E há o amor de plástico. Por exemplo, em Portugal, nós há uns anos não tínhamos o dia dos namorados. Não tínhamos Valentine Day. Neste momento temos Valentine Day. Și există atunci iubirea de plastic, cum, de exemplu, până acum câțiva ani, în Portugalia nu sărbătoream Valentine's Day, dar acum avem și noi ziua aceasta. Ora, o amor, para mim, pelo menos, está muito próximo de outras coisas boas que nós não sabemos o que são, tipo felicidade, vitalidade, energia. Pentru mine, iubirea se aseamănă foarte mult cu alte lucruri pe care nu știm tot timpul
să le identificăm, cum ar fi energia, vitalitatea, veselia. O să ajungă improvizul. Sau sunt improvizate. O amor é como Deus. São palavras que nós encontramos para expressar algo que só cada um por si pode descobrir. Este într-un fel ca în cazul lui Dumnezeu. Iubirea este, este exprimată în cuvinte pe care, de fapt, fiecare dintre noi trebuie să le descopere singur. Talvez eu seja então escritor cobarde. Așa că poate că sunt un scriitor laș. Porque é muito fácil, é mais fácil falar de coisas negativas. Fiindcă e mai ușor să vorbești despre lucruri negative. Identificá-las, objetivá-las, catalogá-las. Să le identifici, să aplicarele scopul și să le cataloguezi. Do que falar desse milagre que é a vida. Mas que é íntimo, que não tem, não é fácil, não se consegue agarrar. Decât să vorbești despre lucruri care nu sunt la fel de ușor de concretizat. Temos alguns símbolos do amor, o pôr do sol, as mãos dadas, o beijo. Avem câteva simboluri ale dragostei, cum sunt apusul, mâinile împreunate ale îndrăgostiților, sărutul. Mas qualquer ator de Hollywood mediocre é melhor a ter esse amor que nós. Qualquer ator de Hollywood ar fi mai priceput la stilul acesta de iubire decât noi. Portanto, o amor, como Deus, para quem quiser, é algo íntimo e pessoal. Așa că iubirea, ca și Dumnezeu, este ceva foarte intim, personal. E depois, uma pessoa encontra ou não encontra. Pe care, până la urmă, găsești sau nu găsești. Uma pessoa tem sorte com a família que tem ou não tem sorte. Așa cum poți avea noroc cu, cu familia pe care o ai sau poți să nu ai noroc. Há mães insuportáveis. Já vimos na tragédia grega. Așa cum sunt mame de nesuportat, am văzut în tragedia greacă. Antígona. Antigona. A literatura está cheia de pais insuportáveis. Toată literatura este plină de părinți insuportabili. E depois há o encontro amoroso que às vezes dá mau resultado. Și mai există și întâlnirile amoroase care câteodată se termină prost. Uma das grandes histórias de amor da nossa da literatura universal. Una din marile povești ale literaturii universale. O obra de Goethe, o Werther. Suferințele tânărului Werther de Goethe. Provocou, tanto quanto sei, mais suicídios do que casamentos. A provocat, din câte știu eu, mai multe sinucideri decât căsătorii. Em contrapartida às boas comédias tipo Don Quixote. Pe de altă parte, bune, comediile bune, cum sunt Don Quixote. Que se riem do amor e pouco falam do amor. Care râd de dragoste și nu vorbesc atât de mult despre ea. Provocaram muito mais casamentos através do riso do que suicídios. Au adus la mult mai multe căsătorii prin intermediul râsului decât sinucideri. Então, talvez seja melhor não nos preocuparmos tanto em amar. Așa că poate câteodată e mai bine să nu fim atât de preocupați să iubim. Como em rir. Cât să râdem. Um casal que ri leva mais tempo a divorciar-se. Um cuplu care râde are mai multe șanse să rămână mai mult timp împreună până la divorț. E se se divorciam, a separação será menos dolorosa. Iar dacă divorțează, despărțirea va fi mai puțin dureroasă. E quando tiverem saudades da pessoa que amaram e deixaram de amar. Și dacă li se face dor de cel pe care l-au iubit și acum nu-l mai iubesc. Rir-se-ão porque um contava ao outro muito boas anedotas. Vor râde pentru că își amintesc cum își povesteau anecdote unul celălalt. Și cam așa. Ultima întrebare, vă rugăm. În rolul generației care vor să facă o schimbare, folosim scrisul. Un conseil de la și doamnă și să-și 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 să-și
Vamos terminar? Sim, sim. Sentiam? Não. Olá. É muito difícil. Eu acho que mais do que conselhos, o que as pessoas mais velhas como nós podemos dar é exemplos. Mai degrabă decât sfaturi, ce putem noi să dăm sunt exemple. E se nós não dermos muito maus exemplos, já é bom. Și dacă noi nu dăm un exemplu prost, atunci în principiu e bine. Quando uma pessoa começa a escrever com a tua idade, când te apuci să scrii de atât de tânăr, deve viajar. Trebuie să călătorești. Viajar por estilos, porque a literatura é forma. Să călătorești prin mai multe stiluri, fiindcă literatura înseamnă formă. E viajar por temas, porque a literatura também é conteúdo. Și prin teme, fiindcă literatura înseamnă și conținut. E, por exemplo, ler, habituar-nos a ler como resposta. Și să ne obișnuim să citim ca răspuns. E a escrever como resposta. Și să scrii ca răspuns. Eu escrevi muito, é a minha experiência, muito escrevi como resposta. Eu, din experiența mea, am scris mult ca răspuns. Eu tenho livros que eu li com 16, 17, 18, 20 anos. E eu hoje, para mim, é um prazer lê-los, porque eu tenho, nas margens do livro, tenho um monte de notas a dizer, não concordo, ou concordo, ou é mesmo assim. De cărțile pe care le-am citit la 16, 17, 20 de ani, îmi face plăcere să le recitesc acum, fiindcă găsesc tot felul de note pe marginea filei unde spuneam nu sunt de acord sau așa este. E por isso que os livros têm geralmente uma margem. De asta au cărțile o margine albă. É para nós podermos fazer notas no livro. Ca să putem face note direct pe carte. Porque responder, sublinhar uma ideia que gostaste no livro é muito bom, porque mostra que estás a responder. Fica atunci când subliniez o idee dintr-o carte sau îi răspunzi, e foarte bine, înseamnă că îți place să citești. E pouco a pouco, sem querer, sem esforço, o jovem escritor começa a descobrir o que quer dizer. Și atunci, poate chiar fără să vrea, tânărul cititor începe să descopere ce vrea să spună. E tenta primeiro brincar cu as formas. La început încearcă să te joci cu formele. E cu as ideias. Și cu ideile. Cu as emoções. Cu emoțiile. Os primeiros teus 30.000 poemas vão ser muito maus. Și primele 30 de poezii vor fi foarte rele. Mas o poema 30.001 vai ser bom. 30.000, scuze. Dar poemul numărul 30.001 o să fie foarte bun. Deci, persistența e pentru mine a prima calitate de un scriitor. Așa că persistența pentru mine este prima calitate a unui scriitor. E un scriitor care vrea să zică alguma coisa al mundo, tem que ter feito o esforço de comunicar cu esse mundo. Așa că un scriitor care vrea să spună ceva al lumii, trebuie să încerce să comunice cu ea. O mau escritor jovem quer dar lições ao mundo antes de o ter escutado. Um escritor rău încearcă să dea răspunsuri înainte să asculte lumea. Eu sei que é difícil, porque quando nós somos jovens sabemos tudo. Știu că este greu, fiindcă atunci când suntem tineri știm totul. Mas é preciso, para mim, o escritor que muda o mundo é aquele que sabe que a escrita, a literatura e a vida estão do lado da pergunta e não do lado da afirmação. Dar este important pentru un scriitor bun să știe că ceea ce scrie e a diferență. Că a literatura está do lado, escrita são do lado da pergunta e não da resposta. Că ceea ce scrie este de partea întrebării și nu a răspunsului. Ter razão. A única pessoa, as pessoas que têm razão são perigosas. Cei care au întotdeauna dreptate sunt periculoși. Os fanáticos têm sempre razão. Fanaticii au întotdeauna dreptate. E quanto mais ignorantes, mais razão têm.
Și cu cât sunt mai ignorați, cu atât mai multă dreptate au. E por isso é que a Alemanha é um país perigoso. De aceea, Germania este o țară periculoasă. Porque os alemães têm sempre razão. Pentru că ei au întotdeauna dreptate. Quando decidem fazer o bem, têm razão. Când se hotărăsc să facă bine, au dreptate. E quando decidem fazer o mal, também têm razão. Și când se hotărăsc să facă rău, au dreptate din nou. E, há pessoas que têm sempre razão. Așa sunt unii, au întotdeauna dreptate. E eu acho mais interessante num escritor e num ser vivo ter convicção. Dar mie mi se pare mai important la un scriitor și la o ființă umană să, să aibă convingere. Isto é, em quase tudo o que nós dizemos, não tudo, mas quase tudo, estamos lá intensamente. Adică, tot, în aproape tot ceea ce avem de spus, să fim și noi, să participăm intens. Mas temos sempre um válvula de segurança que nos diz que, se calhar, estamos errados. Dar să păstrăm întotdeauna o valvă de siguranță, poate ne înșelăm. E eu sper că tua geração de escritores, tu, sejam pessoas com uma grande convicção. Dar eu sper că generația ta de scriitori și tu să fiți toți, să aveți cu toții o mare convingere. Mas que saibam sempre que se calhar não têm razão. Dar să țineți minte întotdeauna că poate nu aveți dreptate. E isso é o que um escritor pode trazer ao futuro. É uma tentativa de equilibrar um saudável egoísmo com um saudável altruísmo. Și asta este o încercare de a echilibra un egoism sănătos cu un altruism sănătos. Porque os dois são bons. Pentru că amândouă sunt bune. Um saudável amor aos animais e amor aos humanos. O iubire față de animale sănătoasă și o iubire față de oameni sănătoasă. E conseguir que esse equilíbrio esteja mais do lado do bem do que do lado do mal. Și să reușim să înclinăm echilibrul mai mult înspre bine decât înspre rău. Agora tu perguntas-me o que é o bem e o que é o mal. Acum mă întreb oare ce e bine și ce e rău? É muito simples. O bem, está, quando estás a ler um livro, não estás a fazer mal a ninguém. É muito simples. É bine atunci când citești o carte, fiindcă nu faci rău nimănui. Quando tratas bem as outras pessoas, não estás a fazer, não estás a fazer um mal. Când te porți bine cu cei din jur, nu faci rău. Mas, de manhã, trabalhar numa fábrica de bombas, e à tarde ir a uma manifestação pela paz, dar, não é bom. Dar dacă dimineața lucrezi la o fabrică de bombe și după amiază te duci la o manifestație pentru pace, nu e bine. Porque isso é hipócrita. Pentru că asta înseamnă ipocrizie. E eu sper că a tua geração não seja muito hipócrita. Și eu sper că generația voastră să nu fie foarte ipocrită. E de um escritor espera sempre que ele use a ficção para dizer uma verdade humana. Și un scriitor folosește ficțiunea pentru a exprima un adevăr omenesc. E sem ter medo, ou seja, eu não, não, a forma de ser bom, há a forma de ser bom tecnocrata. Există feluri de a fi bun tecnocrat. Que é tentar não cometer pecados. Să încep să nu comiți păcate. Por exemplo, não ter inveja. De exemplu, să nu fii invidios. E há uma forma mais prática e mais útil, que é aceitar os sentimentos que temos, a inveja inclusive, e deitá-los cá para fora. Și mai este o formă mai practică și mai sigură să îți asumi sau să îți accepti defectele și apoi să le elimini, să le dai afară. E aí, escrever é um instrumento maravilhoso. Și pentru asta scrierea e un instrument minunat. Porque podemos escrever sobre os maiores horrores. Fiindcă putem să scriem și despre cele mai îngrozitoare lucruri. Mas não estamos a fazer mal a ninguém. Totuși nu facem rău nimănui. É só isso. Îi mulțumesc foarte mult lui Rui Zing. Am fi stat să-l ascultăm fermecați mult în continuare.
Însă, librăria noastră se închide la ora 9 și sper că veți fi mulți care veți dori un autograf și să mai schimbați o vorbă cu scriitorul și va trebui să ne încadrăm în acest timp. Mulțumesc invitațiilor mei și aș vrea la urmă să-i spun lui Luizin că a numerit bine în, dacă vrei să-i traduci, da? Poți să-i traduci care? Că a numerit bine în colecția Raftul de Misei. Pentru că această colecție are o pisică pe pisica mea. Pentru că este colecția mea și este al 389-lea scriitor publicat în ea. Mulțumim! Sesiunea de autografe.